Ioane, 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 ai murit ca milioane, Ioane, trupul ți l-au frânt, Ioane, fără de mormânt. Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Miron Manega și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Trezește-te, Gheorghe, trezește-te, Ioane. Deviza noastră este, ca să fii român, trebuie să poți. Invitatul meu în această seară este din nou domnul general Mircea Chelaru, vicepreședintele Ligii Culturale Române. Bine ați venit, domnule general! Bine v-am regăsit și dați-mi voie, meditând la ceea ce tot mă uit așa pe ecran, asupra ceea ce scrie, să le spunem celor care ne privesc: bună dimineața, România, indiferent la ce oră te uiți la noi. Pentru că acest bună dimineața este un îndemn subliminar la trezire. La trezire. Spunea cineva că de câte ori se cântă imnul Deșteaptă-te române, primii care se trezesc sunt ungurii. Nu. No. Da. E o glumă. O să vorbim astăzi, o să încercăm să vorbim, că nu știu dacă o să reușim să acoperim tot ce ne-am propus, au intervenit date noi în problemă, despre identitate, iar în acest context despre apărarea țării, despre apropierea centenarului Unirii, despre aplicațiile militare NATO de la Cincu, județul Brașov, și cu această ocazie și despre bătrânul serviciu militar obligatoriu. Vom mai vorbi despre Congresul Național de Dacologie, sau mai exact Congresul de Cultură și Civilizație Daco-Română, care a avut loc, a doua ediție, care a avut loc în perioada 6-9 iulie, 5-9 iulie la Buzău. Și vom mai vorbi, vom încerca să vorbim despre Mihai Viteazu. Se apropie împlinirea 416 ani de la tăierea capului marelui voievod pe câmpul de la Turda, pe 9 august 1601. Dar, evident, nu înainte de a da cuvântul invitatului nostru special, permanent și tutelar, domnul Mihai Eminescu. Un boier vechi sub domniile române era aproape sclavul statului. Lui se tăia capul dacă un punct al țării era călcat de străini. El trebuia să servească fără plată în mai toate funcțiile publice. El trebuia să fie gata la orice chemare a Domnului și răspunzător cu viața pentru dreptatea oricărui din actele sale. Și prerogativele? Vreo bucată pustie de pământ spre șesul ce mărginea țara către dușmani, pe care le vindea pe un cal alb, precum o dovedesc o sumă de documente, și dreptul de a coloniza acea pustietate dacă putea și în condițiile în care putea. Aceste condiții au fost, poate, originea acelor privilegii. Din momentul în care esența acestor prerogative, datoriile către stat, au încetat, din moment ce prerogativele politice s-au prefăcut în drepturi private, ele au trebuit să cadă și au căzut. Deci nu în ordinea de idei a privilegiilor de clase mai pot consista deosebirile de vederi între partizile din România, ci numai în organizarea luptei pentru existența poporului românesc în contra piedicelor ce îi le opune superioritatea străinilor, lipsa lui proprie de cultură și de prevedere. Repetăm o idee a lui Montesquieu, zicând: primejdiile unui stat liber sunt totdeauna înăuntru, nu în afară. A asigura uzul libertății și a înconjura abuzurile, iată menirea unui partid conservator într-o țară liberă. Nu Cartago a învins pe romani, pe cât timp la ei domnea libertatea disciplinată, care i-a ridicat atât de sus, dar a dărâmat Roma și a umilit-o demagogia în cele două forme ale ei, a maselor și a despoților. Timpul, 14 ianuarie 1882. Domnule general, cea mai înaltă și cea mai fertilă perioadă a gândirii politice mineștiene. Foarte bine ales. Probabil că orice comparație, orice paralelă cu timpurile prezente s-ar părea că nu sunt bine primite, că ele sunt identice. Dar ce este de... trebuie neapărat comentat pentru... cei care ne privesc acum, nu în sensul că mi-aș îngădui trufia să comentez cuvântul lui Eminescu. Nu. Este pur, este perfect. Pentru mine este de neîngăduit să pui o virgulă după ceea ce a scris.
dar este de comentat pentru reflexul celor care și astăzi procedează la fel. Este de comentat pentru că privilegiul nu se obține prin japcă, el se obține prin merit. Nu se obține printr-un hrisov, ci prin sacrificiu. Și orice privilegiu trebuie să ai, să fie răscumpărat prin munca ta jertfelnică. Asta este pilda esențializată. O spun pentru că s-au prăvălit multe evenimente în ultimul timp peste noi. Ei, asta e, că s-au prăvălit și foarte multe. Și cred că trebuie să alergăm repede prin câte subiecte, văd că m-ați spus la încercare, sau o să le discutăm cu privitorii noștri. Le discutăm într-un mod empatic în gând. Apropo de tot remarca lui Eminescu. Ce te faci atunci când ignoranța cuprinde masele și nemernicia pe conducători? Cred că mai mare pericol din interior decât acesta nu poate să existe. Să dispară aspirația și voința de a-ți apăra profilul identitar și a nu lăsa să se producă năruirile viitoare. Se fac zidirile viitoare. Dar noi suntem asistențe permanenți ai năruirilor din noi. Și nu spun ca o Casandră care, uite, domnule, constată și el și se repede la gâtul celor care nu sunt în stare să conducă țara. Nu. O spun cu răspunderea și marea plecare, cu gravitatea celor care știe că se poate altfel, că avem resurse, numai că la ora actuală piloții orbi s-au îngropat în privilegii. Și tot Eminescu spunea undeva că nu atât dragul de putere îi ține acolo, cât spaima cumplită de a da seama după ce n-ar mai avea puterea. Și asta îi face să fie extraordinar de solidari. Această rețea a solidarității oribile este solidaritatea neputinței de a produce bine. Și atunci, ce se produce? Contrariul acestui bine, dar dacă și masele, și poporul, hai să spunem, și media cultă, nu numai elita superioară, abandonează, produce dezangajarea, ca să nu spun termenul mai cumplit, dincolo de dezamăgire, este predarea cu mâinile ridicate la un inamic care nu vrea să stea prizonier. Ce poate fi mai umilitor decât asta? Apropo de Eminescu, și cu asta am încheiat. Da, voiam să dezvolt puțin cu ceva din alte texte ale lui Eminescu, trecând peste aspectul că mentalitatea colectivă la noi, și cred că peste tot în lume, este dictată, paradoxal, de forma de proprietate. Ori, până la 1740, pe vremea lui Constantin Mavrocordat, nu a existat în cele două țări române, Moldova și țara românească, în Transilvania deja se schimbaseră lucrurile, proprietate privată asupra terenurilor. Boierul care era trimis de voievod nu avea privilegii, cum zice, nu avea decât îndatoriri și în special îndatoriri militare, iar prima îndatorie era de a face instrucție militară cu țăranii. Țăranii noștri, oastea cea mare, stimațele spectatori, nu era o oastă luată direct de pe câmp. Periodic se făceau antrenamente militare, se făcea inventarul armamentului pe care îl aveau, câte arcuri, câte săgeți, câte sulițe, câte săbii și așa mai departe. Permanent se făcea instrucție militară. Boierul trimis de voievod nu avea dreptul la nimic din ceea ce produceau acele pământuri. Deci, țăranii stăpâneau pământul în condominium cu voievodul, voievodul primea o parte din produse, iar voievodul plătea pe boier. Nu avea boierul ca să obțină ceva, să beneficieze de ceva în mod nemijlocit, trebuia să se facă frate de cruce cu țăranul. Numai ca țăran putea să beneficieze direct. Lucrul ăsta nu s-a știut, a venit Mavrocordat, a instituit o formă modernă de proprietate, dar pentru noi a fost dezastru. Proprietatea a luat toate pământurile și le-a dat înapoi, nu le-a mai dat pe toate. Da, pentru că până atunci funcționa vechea lege getică.
Ius Valachorum. Ius Valachorum, dar care venea din legea getică, o găsim înscrisă în legile pitagoreice, în care spune că la geți ținuturile erau nesfârșite, iar câmpurile lucrate împreună și fiecare își lua după nevoi. Deci asta este legea veche a pământului. Acest condomiu se găsește în spatele cuvântului moșia de țară, moșia domnească și dreptul moștenesc al răzășului omului liber de a o lucra. Deci le găsim în toate documentele. Că a venit Mavrocodat și a spurcat legea veche a pământului, că a făcut bine, că a făcut rău, nu este obiectul emisiune. Eu consider că nu distrugând, nu sursa proprietății dă și conștiința de neam. Încă o dată vă spun, nu sursa proprietății. Sunt proprietăți făcute cu hapca și nu vin din conștiința de neam. Nu. Sursa conștiinței de neam și a acestei stări atitudinale vine din identitatea și credința apartenenței acele comunități îmbinate viu și pământ, pământ și viu. Aveți dreptate, dar nu asta, eu am spus altceva. Că mentalul colectiv, nu conștiința de sine și de comunitate, doar tipul de gândire comunitară. Păi normal, dragul meu, el studiția să apere ce era al lui. Da. Întrebarea mea, cine se duce să apere ceea ce nu este al lui? Ce-l mână pe el în luptă? Decât ce? Recompensa, adică mercenariatul. Da. Dacă îl mână în luptă. Iată de ce marele cuceriri prin mercenariate, până și la cruciade, nu au niciun fel de izbândă. Dar apropo de îndatoririle, de obligațiile boierului care venea să aibă grijă de sate, da. Obligațiile militare. În cuvânt, în limba veche, boi și boiar înseamnă luptător, viteaz, omul de arme. Deci boiarul era în slujba domnitorului, în slujba regelui pământean, sub jurământ și frăție. De aceea boierul care greșea însemna și încălcare de jurământ și încălcare de frăție. Intrarea în frăție, ca la haiduci. Intrarea în frăție se face prin jurământ și legătură de sânge, ieșirea din frăție se face prin moarte. Da. Asta explică execuția și pierderea capului. Pentru că era dovedit de hiclenie. Hiclenie, da. Bun, revin la îndatoririle militare ale boierului. Apropo de instrucția militară a țăranilor noștri, despre care nici noi n-am știut, n-am învățat la școală, știam că e oastea cea mare, erau luați de pe câmp și duși la luptă. Nu, erau permanent pregătiți. Și vin și vă întreb acum, pentru că tocmai ați fost la aplicațiile NATO de la Cincu. Vă pun o întrebare. Trebuie să vă corectez ca să nu rămână. Sunt aplicațiile militare româno-americane sau americano-române cu asistența, prin participare de asistență a celor din statele membre NATO. Dar aplicațiile acestea sunt sub semnul partenerului strategic România-Statele Unite. Și aplicațiile cu trageri de luptă de la Cincu și aplicațiile combinate aeromaritime și terestre, maritime și aeriene, cu forțarea Dunării la Burdujani, cu evacuarea medicală de la Cogălnicianu și ulterior astăzi se continuă pe teritoriul Bulgariei. Deci este o aplicație rezultată dintr-o care vine să sublinieze, să întregească și să dea asigurarea că atunci când Statele Unite garantează pentru un aliat al său corect, predictibil și de încredere, nu ezită să aducă până și la 5, 10 sau 12 mii de oameni într-o desfășurare de forțe excepțională. Eu vă spun ca militar și ca profesionist vechi în meseria aceasta, am rămas nu impresionat că, vezi, Doamne, n-am mai văzut așa ceva. A spus-o, în schimb, generalul Hodge, care a spus... Da, Ben Hodge. Ben Hodge, asta așa. Comandantul forțelor terestre americane din Europa. What was happened here, I never seen ever. Adică ce s-a întâmplat aici nu mi-a fost dat să văd vreodată. Adică românii au reușit într-un timp record să
facă un pod de 600 de metri pe care să treacă coloane întregi de tancuri cu greutăți de peste 40 de tone pe apăsare, într-o succesiune, într-o viteză de aproximativ 60 de, rețineți, 60 de vehicule pe minut. Așa ceva nu se întâmplă oriunde și oricui. Deci pontonierii? Pontonierii români. Mai și aceste pontoane sunt făcute după concepție românească încă din anii 70, EPR-ul 70, adâncimea de asalt este de 60 de metri, de multiplu de 60, după o concepție, dar mai ales după o tehnologie și un calcul a luptelui cu fluviu ireproșabil. Ireproșabil. Rețineți toată masa aia fantastică, flotează. Și totuși pe acolo... Dar unde au făcut podul? Pe ce râu? Pe fluviu, 600 de metri, pe fluviu Dunărea. Dunărea a fost forțată. Nu Dâmbovița sau, vezi, doamne, Ialomicioara. Cel mai mare fluviu, acea mai mare deschidere pe care o are Dunărea la un moment dat. Asta l-a făcut pe Ben Hoy, se spune. Incredibil, unbelievable. Și am spus, ba să vă vin a crede, pentru că pe lângă voința și uneori credulitatea noastră extraordinară, avem forța de a organiza, de a conduce și de a executa perfect. S-a demonstrat acolo. Deci a fost o, hai să zicem, cu participarea, vă dați seama, a tuturor atașaților militari, ambasadori, reprezentanții celulelor de parteneriat. Închipuiți-vă că la noi au participat grupul Bosnia. Deci grupul balcanic. Pardon, grupul balcanic, cu spitale de linie și de evacuare. Însemnând Croația, Bosnia-Herțegovina, Muntenegru, Macedonia, a fost mai atașat un militar sârb, dar ei n-au participat acolo. Deci iată cum s-a creat o condiționare în Parteneriatul pentru Pace, alte state non-membre ale tratatului, dar federate, în sensul că coparticipante prin parteneriate, vin și au participat în România, cum spun eu, cu dragoste și prietenie. Domnule general, are vreo relevanță această aplicație și acest parteneriat româno-american sau româno-NATO în contextul actual pentru România? Mă refer la apropierea centenarului 100 de ani, centenarului Unirii, cu tot ce se întâmplă în jurul lui, cu Trianon 100, Departamentul Ministerului de Externe maghiar, care a investit 300 de milioane de euro până acum și este dispus încă să mai investească. Ăștia nu știu pe ce se pierde bani. E adevărat că o să mai ajungem și acolo. Dar, pe de altă parte, este și indolența conducătorilor noștri care au desființat departamentul. Nu vă grăbiți. Nu vă grăbiți să faceți afirmații. Haideți, da? Să vorbim atunci. Bun. Adică din punct de vedere al mesajului public, regional, european și internațional. 1. Statele Unite Americii nu își abandonează niciodată aliații în care are încredere. 2. Apărarea păcii se face conform proverbului. Civis pace, parabellum. Civis pace, parabellum. Dar nu atât prin război, prin pregătirea de a contracara orice agresiune. A fost și probabil că toate acțiunile acestea sunt în contextul descurajării prin demonstrația de forță. Inclusiv tragerile de lupte, decriptate corect de mine și acceptate ca explicație de către Joel Hodge în discuțiile care am avut, pentru prima dată nu s-a mai trecut la ofensivă. Toată aplicația a avut un caracter strict defensiv, cu concentrarea focului pe obiective, dar de o intensitate nemai văzută de mine în toată cariera mea de militară. S-a folosit armament real, am înțeles. Deci, cu o intensitate și cu o precizie a focului a tuturor categoriilor de armamente terestre și aeriene, într-o combinată de foc simultan, rar întâlnită. Deci, din punct de vedere, un mesaj. Deci, noi pregătim asemenea aplicații pentru a ne apăra. Nici măcar n-am trecut la un contraatac. În al doilea rând, și iarăși e foarte important, aplicațiile celelalte, fără trageri de luptă, cu trupe în teren, demonstrează capabilitatea
puterii noastre de a controla spațiile prin intervenție, spațiile interioare ale României. Și de a coopera excelent cu alte categorii de forțe armate. În CINCU au participat 9 țări. Aplicații conduse de Statele Unite Americe, de militari americani, dar au participat și alte categorii de trupe din 9 țări. Care sunt cele 9 țări? Acele care au constituit, începând de alaltă ieri, de răsa alaltă ieri, Brigada Internațională de Sud-Est, subordonată comandamentului Diviziei Internaționale 2 Getica de la Buzău. Deci s-au întrunit toți și a spus, domnule, suntem un mănunchi de 10 și am apucat aici în România să strângem pumnii. Suntem împreună. Ăsta e mesajul. Încă nu spunem cât de puternici, dar vreau să se știe că aici suntem împreună, hotărând să împărtășim aceea soartă. Al treilea mesaj. Pentru Europa clasică, pentru Europa tradițională, care au început să joace la două capete. Să înceapă să spună, știi, că s-ar putea ca articolul 5 operațional, la care spune unul pentru toți și toți pentru unul, să nu se aplice chiar imediat. Mă mai vedea. Adică distruge ce? Rațiunea de a fi a alianței. Și vine unchiul Sam și spune clar, mă, indiferent cum vă ajustați voi atitudine, nu știu în ce conjunctură, cât vă șantajează unul, cât dați la pace cu altul, care sunt interesele Nord Stream, ce elemente energetice, cum vă împărțiți piețele de armamente. Noi venim și vă spunem, am hotărât, cine se atinge de aliatul nostru strategic, se atinge de noi. Este un mesaj clar? Un mesaj, nu clar, limpede, ca și cristalinul celui născut. Este un mesaj ferm, indubitabil și netraductibil altfel decât în sensul acesta. Da. În sfârșit, ziceați că să nu mă grăbesc să fiu supărat pe faptul că s-a desființat departamentul centenar. De unde s-a desființat? Nu, mă rog, a fost. Nu, de unde s-a desființat? În cadrul guvernului s-a fost. Nu, eu știu. Explicați. Că s-a desființat o structură inexistentă. A, da, era inexistentă. De la guvernul României. Da. Eu am avut discuții acum la CINGU și, de fapt, la CINGU, am avut discuții de aproximativ 30 de minute cu șeful departamentului centenar de la președinție. Domnul consilier prezidențial Sergiu Nistor. Acest departament centenar există. El a fost făcut primul, încă din 2014, imediat în 2015, făcut ca atare. Cunosc un tip de politician care era prim-ministru și a zis, stai puțin, s-a făcut la președinție, la Iohannis. Eu n-am partid priori cu niciunul între timpurile politice. Hai să facem repede un departament și noi la guvern. Să ne răstruim și noi, cine o ia înainte. Aha. Și să înființează departamentul pe hârtie cu un singur om, hai, fără expertiză, la guvern, dar căruia nu i s-a făcut nici bugetare și nici proiecție structurală în teritoriu. Practic, nebugetându-l nici pe ăsta, l-a blocat și pe cel la prezidenție, că se călcau pe picioare. Mai interveneau și alte structuri guvernamentale care spune că noi ne ocupăm de centen, noi ne ocupăm de istorie, institute diferite, academie, Ministerul Culturii, cel al Educației. Și știți acolo, când vor să intre toți pe aceeași rusă, nu încape niciunul și rămâne camera goală. Da. Cam așa s-a întâmplat aici. Din ce rațiune acum l-au stopat pe acest la guvern, dacă e cea pe care eu mi-aș dori să se întâmple, să lăsăm o singur cap de coardă, un dirigent al acțiunii, să coordoneze până la nivel comună. Încă o dată vă spun, când o acțiune se declanșează ca atare, sunt cele majori naționale, sunt cele cu caracter de sinteză istorică, cum ar fi Mărășeștiul. Uite, am pierdut Mărășteștiul 11 iunie. S-a făcut acolo, pe sumână. Nici măcar nu s-a mintit că au început marile bătălii la Mărești la 11 iulie. Iulie. Așa.
E bine, să sperăm, măcar dacă cineva de la președinție sau de guvern ne urmărește acum, cineva ne urmărește, nu cei care ne urmăresc permanent. Da, da. Așa? Să înțeleagă că nu se poate face acțiune efervescent națională. Dom'le, nu sunt o sumă de evenimente pe care le punctăm într-un graf de lucru. Am scăpat și de asta. Am făcut Mărăște, facem și Mărășește pe 20 iulie. Mai dăm acolo la anul ceva prin mai, când s-a întors Ferdinand în capitală și cu asta basta. Și mai facem 3 salve și o paradă la 1 decembrie anul viitor. Domnul Maneca, aici spun celor care ascultă. Centenarul României începe din 1916, intrarea în război, la 28 august 1916, când prima talpă de soldat român a trecut munții și când primul comandant, primul căzut în luptă a fost comandantul vânătorului de munte. Ei bine, de atunci începe și dacă la 4 august s-a făcut declarația de război sau s-a semnat tratatul în 1916, să nu uităm că mai avem un centenar. 4 august 1919, când armatele române eliberează Budapesta de sub ocupația criminală a forțelor bolșevice a prietenului lui Trotski și Lenin, numit Belucan. Alo, Belucan. Belacun? Belacun era numele ungresc. El era Belucan. Vă rog să le luați cum le spun. Sunt documentat până în rărunchi. Pentru că pe cei care ne sunt neprieteni, trebuie să-i învingi cu argumente, nu cu improvizații. Asta am și făcut la congres. Dacă ești ambigu și începi să gafezi, să nu ai coordonate elementele datelor istorice cu factologia respectivă, imediat te spuneați, hai domnule, se leagă de o singură greșeală și îți dărâmă tot eșafodajul. De aceea nu ne permitem să facem vreo eroare. Noi știm cât de perfizi sunt. Și perfidia nu se poate reprima decât cu exactitate, rigoare, știință și inteligență. Și va trebui să luăm o scurtă pauză. Continuăm, că va trebui să continuăm și în partea a doua pe această idee. Stimați telespectatori, ne revedem peste câteva minute. Am revenit în studio la Trezește-te Gheorghe, Trezește-te Ioane. Deviza noastră este: ca să fii român, trebuie să poți. Invitatul meu, domnul general Mircea Chelaru, vicepreședintele Ligii Culturale Române. Rămăsesem la fermitate, argumente în a demonstra celor care știm cum sunt. Deci trebuie să le răspundem. Cât de antiromâni sunt? Așa, antiromâni. Trebuie să le răspundem cu fermitate. Continuați, rămăsesem la 4 august 1919. Ce se întâmpla? Vă dau un exemplu. Ce se întâmpla dacă românii n-ar fi reprodus prin sacrificiu, prin eroism, recunoscut până și de germani? În Blatten Zeitung scria la vremea aceea de eroismul soldaților români. Ei, nemții, impresionați de forța și vigoarea care luptau. Ce s-ar fi întâmplat dacă noi pierdeam linia Mărești, Mărești, Oituz, Nămoloasă până la Galați? Se ocupa Iașu, se desfința monarhia lui Ferdinand, Mackensen își pregătise trenul, reține, Feldmareșal, pentru a ajunge la Moscova. Acum, ca o ironie a sorții, dacă s-ar fi întâmplat așa, n-ar mai fi fost Revoluția Bolșevică și nu mai aveam Uniunea Sovietică. Dar nici noi, ca stat, nu mai existam niciodată uniți. Niciodată! Am fost împărțit în cele 3 provincii ca niște guvernatorate hinterlandice germane și acum am fi vorbit în limba, nu a lui Goethe, în limba șvabă. Ei, iată de ce, asta analizând... Nu cred, asta nu cred că s-ar fi întâmplat. Analizând... Nu, se fac, așa zisele, decriptări și simulări de scenarii. Și am avut timp să le facem. Dar nu asta era problema. Faptul că am produs aici asemenea act de eroism comparabil, cineva spunea, cu Termopilele spartan. A fost Verdunul nostru european. Termopilele nostru spartan.
Când s-a spus pe aici nu se trece, înseamnă că am făcut zid și cazemată de trupuri, dar nu s-a trecut. S-a uitat eroismul grenadierilor, eroismul capitanului Cernat, care a tras până la... Ignat. Ignat, care a tras până la ultimul cartuș și a fost tăiat cu săbiile pe mitralieră. Oamenii aceștia au zis, pentru ce lupt? Iată, dragii mei telespectatori, iată unii erau mari boieri ai țării, în tranșeile răzășe, marea nobilime țărănească a neamului românesc a ținut țara asta. Și aici vine, apropo, momentul în care conștiința de sine, răzvrătită a conștiinței identitară a întregii societăți civile, se ia în mâini ceea ce nu sunt în stare să facă din rea credință și prin nevoință unii dintre conducătorii noștri. Și o să facem noi. O să mergem și la Mărășești, și la Mărești, și o să ne ducem până și la Budapesta să mai punem o dată steagul tricolor românesc, care este exact steagul de identitate a Budapestei. Știi asta? Da, cei doi soldați români, Iordan și sergentul, da, și Bivolaru, caporalul, sergentul, da. Iordan și caporalul Bivolaru au pus opincile, că aveau interdicție la tricolor. Deci opinca este un semn, un gest nu forțat. A trimite la opincă înseamnă a trimite la cine a fost în stare să facă gestul ăsta, niște opinca. Trebuie să fim foarte prudenți și cu simbolistica. Domnilor, pe Parlamentul de atunci al Ungariei s-a pus tricolorul românesc. Ați înțeles? Și pentru că n-au avut cu ce să lege hampa, au legat cu opinci și cu tot cu nojiță. Ca să fie foarte clar. Că nu întâmplător nobilimea maghiară... Deci a pus și tricolorul? Da. Nu întâmplător, avem fotografii de epocă, nobilimea maghiară, dieta, a trimis scrisoare, a trimis delegație către regele Ferdinand să ceară unificarea Ungariei cu regatul român. Da, pentru că Ungaria de la... Ea nu putea să trăiască 1867, de fapt nu, de la Mohaci, de la 1926 și până la Trianon, culmea, a fost un stat asist, în primul rând că n-a existat, a fost pașalâc până la 1867 se produce dualismul. Dualismul, da. Ei n-au fost în stare vreodată să se autoguverneze. Ei, în schimb, au fost de la 1526, mâna lungă a opresorului asupra neamului, asupra tuturor semințiilor din jur împrejur. Deci, de la bătălia de la Mohaci, când Ungaria 1526. A fost transformată, 1526, când a fost transformată în pașalâc, și până la Trianon, Ungaria nu a mai avut un stat propriu și o capitală proprie. Paradoxal, la Trianon li s-a redat autonomia și demnitatea de stat cu o capitală. Acel Trianon pe care el atât îl detestă. Până atunci au fost un stat asistat. De acord. Da, eu cred că acordăm prea mult timp istoriilor să-și o facă singur. Noi știm foarte bine cum este, dar trebuie să avem vigilența, starea de alertă permanentă asupra subversiunilor care au fost declanșate împotriva statului național unitar român. Aceste subversiuni, iată că ele continuă fie printr-o politică subliminală indusă unora care sunt atât de naivi și cred că tot ce mănâncă se zboară și orice laude sau orice peșcheș, indiferent pe ce filieră vine a ONG-urilor, neapărat este și curat sau, vezi, Doamne, vindicativ sau vindicator. Nu, sunt otrăvite în general toate, pentru că statul național unitar român, locul lui aici, în această zonă, stabilitatea lui, așa cum suntem noi, nemulțumiți de noi, stabilitatea lui, toleranța, faptul că putem, la un moment dat, să producem modificări radicale a echilibrelor. Deci modificarea statuvoului de echilibru în folosul sau detrimentul altcuiva îi preocupă și pe cei din est și pe cei din vest, și pe detractori și pe prieteni. Dar din acest punct de vedere, revin și cu asta închei acest subiect, România trebuie să-și vadă de drumul ei. Reținem că în 1918, la 1 decembrie, este doar actul de voință și noi vrem să ne unim cu țara
constituind ce semnătura vie a națiunii române de a fi împreună. Și iar vin în discuție. Ce s-a consemnat pe teren, prin voința națiunii, prin declarația de la Alba Iulia, consfințită cu bornele făcute de baionetele române, de sângele acestui popor în luptă. Deci noi ne-am câștigat acest drept prin luptă, nu prin cerșeală. Nu ne-am constituit într-un stat inventat de X sau Y. Prin dreptul recunoscut al gintei noastre de a fi împreună. Prin iarăși dreptul recunoscut al determinării și recunoașterii rolului majorității covârșitoare. Nu o majoritate de 20 ghilimele de rigoare, de 20% și acum aș cer drepturi sub 10%. Nu, nu ni s-au dat drepturi nici când eram 80%. Nici de a scrie, nici de a ne purta numele, nici de a avea proprietăți, nici măcar de a ne face biserici, nici măcar de a ne face propriul corpul de armată. De-aia ziceam că nu sunt sigur că am fi vorbit vreodată limba șvabă când cu atâtea presiuni uriașe, istorice, nu au reușit să ne dezvețe de limba maternă. Aia a fost o metaforă, vreau să mă înțelegeți, a fost o metaforă. Au trecut că proiectul toți, există, au trecut există. Toți pe aici și ce a făcut poporul român în această perioadă de epopee istorică, începând cu războaiele balcanice și terminând cu marile victorii din răsărit, când noi ne-am retras de pătisa la insistența comisiei aliate. Să fie foarte clar. Generalul Sarai, în mod deosebit primul ministru al Franței, Lloyd, primul ministru. Franța ne-a cam trădat în primul război mondial, prietenii noștri. Pentru că găsiți în memoriile regiei Maria de ce Chamberlain spunea clar: nu mai stăm de vorbă cu voi pentru că ne-a strădat. Nici eu n-am știut multă vreme, dar aflăm acum din aceste discuții între regina Maria și primul ministru al Franței că ne reproșa grav că guvernul brătianu în 1918, undeva în luna mai, a semnat tratatul de capitulare a României cu Germania. Știați asta? Nu. Brătianu în 1918? Da, domnilor. După ce câștigase în bătălie Mărăși, Oitus, de așa natură au fost evenimentele, păcat că, spre marea noastră șansă, n-a durat decât vreo 3 luni. Că a fost denunțat ca atare, iar regina Maria avea să-i spună: știu, ai de ce să mă cerți, dar eram cu spatele la zid. Altă situație, dar am corectat-o. Ei, lucrurile astea nu s-au știut până acum. Poate istoricii care au acoperit așa ușor. Un alt brătianu făcuse asta în 1876. Știm foarte bine. Iată ce înseamnă politica deznădejdii prin ce? Nu prin concesie, prin compromis groaznic. Dom'le, pe spatele unei națiuni nu faci compromisuri. Ei, iată că lucrurile astea au ieșit într-un fel sau altul la iveală. Acum îl înțeleg pe primul ministru al Franței, înțeleg apoi și atitudinea lui George Lloyd, dar mai înțeleg un lucru. Și aici o spun românilor. Unica regină a României mare, cea mai mare trăire și ființă de român care a fost această regină născută undeva în satul Westwell din Cornwallul Gal. Ei bine, era o welshă, adică... Dar avea și sânge slav. Culme. Nu era Romanov. Nu mai spune sunt de slav, că romanovii nu sunt slavi. Au recunosc clar, ei sunt din neamul vechi arian. Puneți-vă, adaptați-vă cu noile informații apărute pe piața publică date de Academiile Lumii. Acest lucru îl descrie Academia Federației Ruse. Rușii nu sunt de origine slavă, ei sunt proveniți din popoarele ariene migrate din Carpați. Martie 2015. Adaptați-vă. Că dacă folosim aceleași clișee, folosim aceleași fraze care le-am învățat cândva, o să vă uitați la noi care pronunțăm asemenea lucruri ca la niște ciudați. Dar aici nu am venit să facem demonstrație de câte noi documente și câte surse uriașe avem și cum trebuie repreluată și expusă corect istoria acestei părți de lume, nu numai noastră. Nu numai noastră. Dar ne avantajează enorm de mult și să avem curajul să ne batem cu încastrații într-un mental din acesta înțepenit mai rău decât primitiv, cu intoleranții la nou și mai ales
cu trufașii care, vanitoșe, care nu cedează, bazându-se în continuare pe ceea ce a fost neadevărat, doar pentru că au făcut operă din asta. Închipuiți-vă că așa au făcut operă din asta, promovând același stereotip. Limba română nu mai are decât 150 de cuvinte ale ei, restul sunt bulgărești, slave, ungurești, turcești, fino-ungrice, hunigat, orice, mai puțin românești. Iată că apare o școală lingvistică în Statele Unite, descifrează morfemul sacru, descifrează morfemul stem, vin oameni în marile congrese de semiotică și semiologie la Paris, la Riga, la Sofia și demonstrează toți că au fost în eroare. Oamenii de știință și asumă eroarea, rectifică, dau curs limbii primare generatoare de limbi înconjurătoare, iar noi spunem, nu e adevărat. O să-i ultimă întrebare pe tema, pe tema centenarului. Fostul ministru de externe Cristian Diaconescu și câțiva jurnaliști pe care îi stimez, cu profundă îngrijorare, au arătat că în jurul României se creează o, cum să zic, o complicitate legată de identitatea politică a statului român. Zicea Cristian Diaconescu la un post de televiziune că dintre toate țările din jurul nostru, singurii care ne acceptă în granițele actuale sunt polonezii. Ceilalți au fost deja infectați, ca să zic așa, de lobby-ul maghiar. E de luat în considerare, nu ar trebui, apropo de centenarul ăsta, să răspundem cu un lobby extern. Hai, nu pe măsură, dar măcar minimul. Da, eu am făcut propunerea și o repet. Scurt, actualul ministru al culturii. Într-o formă mai șugubață, într-un fel sau altul, cunoscând pe la ce tipuri de ziare a trecut și l-a păstorit, l-am rugat ca cultura română să nu fie de tip tabloid și să nu facem cancan cu ea. Asta nu înseamnă că nu îl tratez de la prezumția de bună credință. Dar se numește Ministerul Culturii și Identității Naționale. Așa cum avem grijă de cultura minorităților, nu a minoritarilor, a minorităților culturale. Și am făcut un secretariat de stat sau un departament de sine stătător, condus parcă de Mădălin Voicu. Un departament pentru protejarea, pentru prosperitatea, pentru îngrijirea culturii minorităților. În aceeași identitate a Ministerului Culturii și Identității Naționale, l-am rugat să se gândească, să facă departament cu un secretar de stat pentru identitatea națională. Și în interiorul identității naționale să fie introduse acele uriașe valori de profil inconfundabile, care sunt ancestralitatea, continuitatea latinității hiperboreene cu latinitatea civilizației materiale romane, dar care se găsesc în structura civilizației daco-române. Noi n-am avut un mileniu de întuneric, am avut un mileniu de pasaje ale civilizațiilor pe care le-am suportat și în timp ce la noi au rămas doar rezidurile copitelor de cai, Europa vestică ridica palate și catedrale. Noi am fost embrionul din care a ieșit cultura și civilizația europeană. O recunoaște și poate o să aveți timp să spuneți ce e acest om necunoscut istoriei până acum. Nu-l divulgați încă. Deci, din punctul ăsta de vedere, e nevoie ca Ministerul Culturii și Identității Naționale să preia funcția, să nu ne ferim de cuvânt, de propagandă pozitivă, activă a identității culturii și civilizației românilor. Pentru că românii nu sunt aici în perimetrul statului acesta național. Românii, cu identitatea lor de care am făcut vorbire, se întind, dragi mei, de la Ural, dacă vreți acum, din Kazahstan, unde sunt 32.000 de români ce vorbesc românește, iar Kazahstanul le-a recunoscut dreptul la limbă, limbă oficială și universitate, și terminând cu limba proto-română care se vorbește în țara baștilor. Cu entitatea românilor cărora li s-a recunoscut
limba ca limbă națională, dreptul de limbă oficială și limbă națională în Elveția. A patra limbă oficială a statului elvețian este limba romanșă. Da. Dacă așa stau lucrurile, suedezii recunosc că se trag din goți unul și aceeași cu geții. Că Vulfila, marele lor creștinător, este preotul dac care a venit cu împuternicirea, hai să spun, cu papirul, cu înscrisul Patriarhului de Constantinopol, numindu-l pe el episcop al goților și s-a dus la Opsala. Acesta era un preot dac ce și avea locul de slujire în vechea credință a nemuririi în cetatea spirituală Genucla, undeva lângă Niculițelul de astăzi. Lucrurile au și la iveală. O recunosc suedezii. Ba, au dat și interviuri, am făcut și film cu ei. Noi nu și nu, nu e adevărat, domnule, du-te, cum să fim noi chiar așa? Ne e frică să recunoaștem că am fost cei mai buni și suntem propovăitori de cultură și civilizație. Că avem declinul acesta acum, recunoaștem. Dar cine ne oprește să nu ne întoarcem înapoi în vârtejul ridicător al acestei identități spirituale excepționale? Nu putea fi o putere armată, nu putea fi o putere economică, dar o economie așezată, una curată și mai ales ca model de viață să fim cea mai mare putere spirituală. Ne știți ce ne oprește? Propria noastră mentalitate. Mă refer la mentalitatea actuală. Nu e a noastră. Lipsește așa. Voința de a face, iubirea de popor, ca să-l scoți din mocirlă, și mai mult decât atât, ne lipsește darul jertfei pentru toate aceste două prime. Deci trebuie să facem mai mult să facem decât să vorbim. Sau trebuie în sfârșit să facem ceva. Și s-a terminat și partea a doua emisiunii. Ne mai rămân o jumătate de oră. În sfârșit, partea a doua a luat sfârșit. Stimați telespectatori, ne revedem peste câteva minute. Am revenit în studio la Trezește-te George, Trezește-te Ioane. Deviza noastră este: ca să fii român trebuie să poți. Invitatul meu, domnul general Mircea Chelaru, vicepreședintele Ligii Culturale Române. Domnule general, ați fost de curând la Buzău, unde a avut loc Congresul de Cultură și Civilizație Daco-Română, ediția a doua. Am să arăt afișul și o să vă rog să-mi traduceți sau să traduceți, să explicați pentru telespectatori cele trei elemente grafice care se află pe acest afiș. Avem în stânga gânditorul de la Hamangia, ceea ce înseamnă puterea de reflecție, puterea de analiză și mai ales de reprezentare a lumii. În centru este tipsia centrală din interiorul tezaurului la Petroasa, cloșca cu puii de aur, înțelegând prin asta că ne adunăm toți în jurul mese rotunde și venim acasă ca și pui rătăciți la cloșca de aur, iar ultima din dreapta, nimic altceva decât înscrisurile tăblițului de la Tărtăria, prima scrie și cea mai veche scriere a umanității cunoscută până astăzi. Vedeți că sunt prudent. Cunoscută până astăzi. Dacă o să apară alta, o recunoaștem. Dar deocamdată a apărut. Umanitatea... Pe șantierul arheologic, s-a deschis un șantier arheologic, Sibiu, Orăștie, autostradă. Știu, am fost acolo. Mai veche decât nu, asta. Nu, e aceeași cultură, Turdaș-Vincea. Doar că e mai veche. Turdaș-Vincea, Tărtăria, cam în aceeași zonă este. Nu că aceeași zonă, e aceeași tipologie, dar s-ar putea să aibă cam încă 1000 de ani în plus, ceea ce am găsit pe sferele dacice acolo. Până și directorul muzeului Bruckenthal. Da, domnul Sabin Luca recunoaște treaba aceasta. Era un sceptic în ceea ce privește plăcuțele de la Tărtăria. Asta m-a deranjat la el, că a început să vorbească mai mult din scepticism. Da, dar când a descoperit noile semne grafice, a cedat. A cedat și a recunoscut vechimea scripturii, pentru că repetitivitatea este una dintre condiții. Avem acum o situație, apropo de Sibiu, situație a unor doi cercetători, căutători cu detectoscopică. Întâmplarea face că doi dintre ei, amândoi sunt foști ofițeri, au găsit piese, peste 1500 de piese dacice, iar
Bruckenthalul a păstrat numai pe cele de material prețios, restul, topoare, amulete și altele, dându-le înapoi cu inventar, spunând că nu au valoare istorică. Tragic, da, avem această situație și i-am rugat fie să se adreseze prin memoriul Ministerului Culturii, fie să-i cheme în instanță. Noi trebuie să ne apărăm dreptul la identitate, indiferent inclusive de ce morgă sau ce motiv din partea căruia nemotivat vine acest răspuns. S-au găsit lucruri incredibile. Apropo, cum ați dus în sfera autostrăzii, am fost acolo, știți foarte bine, chiar la Turdaș. Am studiat sfera uriașă dacică, care arată exact cu ecuatorul cosmic. Aia pe care au distrus-o. Da, aia care au buldorizat-o după aceea. Deci n-a mai rămas... Nu este... Face obiectul investigației, rog, compartimentul specific al Serviciului Român de Informații, care se ocupă cu protecția patrimoniului național, să ia în calcul, să aprofundeze cine și de ce a dat ordin ca toată acea zonă să fie buldorizată. Unii spun că au fost duse într-un parc arheologic. Nu există acest parc arheologic. Iar domnul Hașoti, fostul ministru al culturii în acea vreme, a dat dezlegare, adică a dat descărcare arheologică și au turnat asfaltul peste tot. Noi am cerut să se facă o strapontină, un viaduc peste. Nu. Toarnă asfalt peste. Cine trebuie nouă altă identitate? Da. Revoltător. La Congresul de Cultură și Civilizație Daco Română, ediția a doua, ați lansat o carte, sau a fost lansată cartea aceasta. Pe mine o carte care pe mine m-a șocat când am văzut-o. În colecția Cărțile Geților este publicată în limba originală italiană medievală, o carte deci de la 1557 care se numește De l'origine de barbarii che distrussero per tutto il mondo l'impero di Roma. Da? Aceasta este cartea apărută la editura Uranus. O istorie veche, o istorie interesantă acestei cărți. Aceasta este coperta originală. Coperta, asta pe care am arătat eu cu degetul, dacă puteți să focalizați mai mult. De ce este senzațională această carte, domnule general? De l'origine de barbarii che distrussero per tutto il mondo l'impero di Roma. Da, foarte simplu. În primul rând, trebuie să aducem mulțumirile noastre celor care lucrează pentru noi. Consilier... Sunt. Sunteți. Referent științific la această carte... Împreună cu marele meu maestru, Gabriel Gheorghe. Maestrul Gabriel Gheorghe, da. Unul dintre mari filologi și cercetători lingviști. Eu nu fac altceva decât de 20 de ani încoace să pătrund prin studiu aprofundat toate tainele acestea și mulțumesc Dumnezeu că, fiind sănătoși cu putere de muncă, ne mai cam lasă ochii, dar... lucrurile au evoluat incredibil. Această colecție este susținută de către directorul editurii Uranus, profesorul Dumitru Ioncică, un filolog de excepție, fostul director de la Monitor Oficial, și care și-a propus, alături de alte cărți, să mai emită, o să-l publicăm pe Vulcanius acum. A început cu traducerea corectă, atenție, corectând ediția din 1940 a lui Liseanu, traducerea corectă a lui Iordanes. A urmat apoi Hiperborei și Zamolxismul a scriitorului Ștefanovski al Dabija, un armân din Tetovo, Macedonia, care arată exact cheia limbilor balcanice și europene, este limba veche, cum spune el, într-o armână, daco ghetoschitică, iar armâna de astăzi, așa cum am prins-o și în rezoluția Congresului 2 de Cultură și Civilizație, dacă este fosila vie a limbii veche a gheților. Încheia citatul. Ei bine, a urmat apoi un mare alt istoric, poate cel mai mare istoric al Italiei, Carlo Troia. Carlo Troia, secolul XIX. Da, care în cele 16.000 de pagini de istorie asupra
devenirii Italiei, de la începutul până în timpul său, dedică peste 3800 de pagini civilizației dacilor și geto-dacilor și a originei arhitecturei gotice, recunoscând că geții sunt una și aceeași cu goții, goții fiind denumirea acoperită a geților după interdicția de după Caracal. Spuneți ce cu această interdicție a împăratului Caracalla? Este un edict al împăratului care s-a interzis ca numele de get, pentru că ei erau mari sprijinitori ai credinței, noii credințe, dar de tip arian, adică de tipul diofizitismului, adică cel Dumnezeu unul, ni se arată nouă ca Dumnezeu de plin în Dumnezeu întrupat Fiul. Și fiecare din daci aștepta ca El să fie Dumnezeu întrupat Fiul. De aceea nu aveau frică de moarte, pentru că descoperind că nu El este cel întrupat Fiul, vroia repede să iasă din acest vas ca Spiritul lui să fie liber și să înceapă căutarea și reîntruparea. Asta este explicația conceptului nefricii de moarte. Nemurirea în concepția zamolxiană nu înseamnă lipsa morții, ci continuitatea vieții. Moartea sau trecerea, nefiind altceva decât trecerea în viața continuă, în viața luminii nevăzute. Este o minune de interpretare. Ori această credință veche, într-un fel sau altul, era promovată exact de noua credință cristică, țineți, dar nu își mai avea legitimitatea. S-a produs și acolo plastografie și alte cele. Și acolo mai este. Și în momentul respectiv a fost acest ordin dat. Închipuiți-vă, domnul Manega, în ce hal putea să gândească, întrucât fratele său a purta numele Geta, a dat ordin să fie ucis. Tocmai ca să arate că trebuie să dispară numele de Geta. Sunt înscrisuri, sunt istorii, nu sunt poveștile noastre. Am rămas și noi uimiți când am descoperit toate aceste lucruri. Ele erau știute și dinainte. De exemplu, Calimache Papadopoulos, un grec care era prin formația lui un mental românesc. A fost o perioadă foarte scurtă și ministrul de externe al lui Cuza după moartea lui Barbu Cartagie. El a dat o carte numită Scrieri vechi adicătoare de Dacia dispărute. Peste 280 de titluri și de texte din diferite cărți anume care fac trimitere numai la neamurile noastre străvechi până în zilele de după secolul 5 și 6 era noastră. Dionisie Fotino, un alt istoric grec, contestat până și de greci, dar și de români. Cel care scrie istoria Daciei. Da. Spune clar de originea noastră, trage puțin pe turta grecească, dar recunoaște că toți zeii Greciei sunt hiperboreeni, adică împrumutați din mitologia veche dacică. Zeii dacilor nu aparțineau divinității. Erau făpturile întrupate din Dumnezeu, unul reprezentând fiecare câte o forță a naturii. Apollo, soarele, Diana Artemis, zeița vânătorii și a vieții, și așa mai departe. Dionisos, Gebeleizis, era mama pământ. Confuziile făcute, amestecul lor, ea necunoscător, sau acelor care, din pur și simplu, fără vină, așa l-au interpretat. A venit vremea în care au ieșit la iubire. Dionisos, care era... Da, Dionisos, marele, când Orfeu, toată cultura orfeică, da, a vibrației cosmice aparține geților de nord. Unde a fost chipurile ucis Orfeu? După cântările lui Ovidiu și a interpretărilor lui Homer. Orfeu, cel ce bântuia nesfârșitele întinderi de gheață
ale Tanaisului, Tanaisul fiind domnul de astăzi. Și pentru câte rele făcuse el, a fost prins de femeile dace, el spunea trace, așa, și ucis. Dar asta e legenda ciclicității. Pentru că după ce l-au ucis, a venit primăvara. Da. Iată frumusețea care constă nu numai din patima studiului istoric, ci din patima râdării adevărului. Apropo de Dionisie Fotino, Dionisie Fotino a mai făcut ceva. El era grec, nici nu știa românești. Da. Nici nu știu dacă a învățat, dar a deținut niște funcții importante în administrația domnească și din Moldova și din țara românească. Deținând aceste funcții, a făcut niște statistici pentru uzul lui, privind infracționalitatea populației. Deci infracționalitatea nu la nivel de București sau de oraș, unde era corupție. Vorbim de anul 1821, anul în care a avut loc războiul țărănesc condus de Tudor Vladimirescu. Cartea la care fac referire atunci a fost scrisă. Și în acele statistici constata că infracționalitatea la nivel populațional, deci mediu rural, era aproape de zero. Pentru că de putrefacția, pentru că pământeanul, cum spune Eminescu, era omul cu ce? Cu frica lui Dumnezeu. Da. Putrefacția fanariotă n-a ajunsese, deci peștele care a început să se împută la cap nu ajunsese, deci putrefacția n-a ajunsese la coadă la 1821. Despre Dionisie Fotino vreau să vă spun că a scris cartea aceasta în 1817. Ea a fost publicată în 1834 la Viena și oferită primul exemplar în România. Noi avem cartea cu dedicația făcută de el, domnitorul Alexandru Ioan Cuza, cu propunerea în 1859 ca principatele și ceea ce urmează să fie să se numească Dacia. Deci iată un grec care spune: voi asta sunteți. Este minunat. Avem și cartea aceasta. Poate cu alte ocazii o să aducem documentul. Anastasia, o să aducem documentul. Că vom spune, da, nu e adevărat, domnule, dar unde scrie? Arătăm documentul. Da. Monsieur să scrie, monsieur să citește. Nu avem altfel. Da. Domnule general, se apropie în momentul celebrării a 416 ani de la asasinarea lui Mihai Viteazu pe câmpul de la Turda. 9 august 1601. Da. În contextul în care am vorbit până acum, cât de important este acest personaj istoric, acest simbol al unificării? Ce poate să însemne el pentru noi și cât îi suntem de datori? O întrebare jurnalistică. Nici nu se poate compara, mai ales pe contextul actual. Când pregătim centenarul, atenție, încă o dată fac o corectură. Când pregătim centenarul creierii statului național unitar român, că națiunea română a fost întotdeauna în întregul, dar sub administrații diferite, străine. Ei, și dacă vrem și fim și mai riguroși, actul de semnare, de consfințire a statului național unitar român, dragul meu, este tocmai Trianonul. Când s-a parafat, s-a recunoscut treaba asta. Noi nu ne-am câștigat independența la 1877, am declarat-o la 10 mai, sau la 9 mai, da? La 9 mai s-a declarat, la 10 mai s-a semnat decretul. Dar când am fost noi independenți? Recunoscuți. Nu, independenți. După ce s-a recunoscut în 78, după ce ne-am dus la Berlin și am dat cu sărmâna, iar ca și principate independente și principele transformat în rege, în regat, așa cum era, de-abia după 1882. De ce? Da. Pentru că păi nu ești ceea ce... Europeană de la... Deci nu ești de ceea... decât ceea ce te recunoaște în acte comunitatea din jurul tău, că altfel te desfințează. Da. Actul de constituire a statului național unitar al românilor se regăsește în documentul, în suma documentelor, că mai sunt unele anexe, de la Trianon, Versailles, da? De ce atacă ei Trianonul? Pentru că atunci documentul ăla i-a pus pe ei pe jar. Noi puteam să spunem aici ce vrem despre noi. Am cucerit prin forța armelor, spun alții. Sunt nelegitim. Nu. Au recunoscut dreptul, atenție, de iure ereditare populus
natus, adică dreptul ereditar a poporului acolo născut. Ați înțeles de ce trebuie să fim foarte atenți cu aceste noțiuni care așa par derizorii. Numai că noi celebrăm ce actul de voință care a obligat marile puteri să țină cont de el. Aici este izvorul tămăduirii neamului nostru, este tocmai puritatea voinței sale de necontestat. Ce s-a strigat atunci, cum au încercat trupele maghiare din ordine superioare să revină cu forțe și să nimicească marea adunare de la Alba Iulia, cum au trecut repede la contraofensivă trupele lui Moșoiu și a altor divizii care ți-au dat ordine de la Iași atunci. Se uită că Iași a fost capitala rezistenței neamului românesc și le-a oprit, le-a tăiat calea, că altfel nu se mai întâmpla Alba Iulia. Tot armata română, tot mintea rapidă și plină de sacrificiu a ofițerului, a generalului armatei române. Nu vorbesc ca un partipri, repet. Dar ce este oastea decât brațul viu, apărător al trupului, uneori plăpând, pirpiriu al națiunii? Atunci când el e cel mai slăbit, atunci oastea trebuie să fie cea mai tare. Un paradox. Da. Celebrarea se va, probabil, nu știu dacă se va mai face în altă parte decât nu. La, știți unde, la Mănăsirea Plăviceni pe 9 august 2007. Vreau să continui. În contextul acesta, în primul unificator al pământurilor românilor, el n-a unificat armatele, n-a unificat administrațiile, a unificat ce? Coroana. A unificat actul de suveran de domnie. Pentru puțin timp. Și le-a dat toți conștiința că aparțin în aceeași măsură cui? Lui Malus Dacus. Așa era supranumit Mihai Viteazul de către curtea imperială de la Viena. Dacul cel rău. Eu am spus Dacul cel potrivnic. Ei bine, acum Mihai Voievod Viteazul, a cărui cap odihnește la Mănăstirea Dealul și a cărui trup, noi spunem și multă lume a început să spună, odihnește la Mănăstirea Plăviceni. Mănăstirea Plăviceni din județul Teleorman de pe malul Ordului, acolo unde a fost biserica ctitorită de neamul lui și unde a fost refăcută biserica de un urmaș al său, rudă cu el, Pătrașcu, care i-a păstrat și hramul, nu, și numele? Vornicul era verișorul, vărul doamnei Stanca, vornicul Dragomir la 1637. Vărul, urmașul lui ca atare, pe linie de doamna Stanca. De doamna Stanca, da. Iertați-mă, detaliile acestea sunt necesare ca să vedeți cum s-a ținut, cum s-au legat evenimentele, pentru că dacă la 1637 este resfințită biserica... Cu același hram. Nu numai atâta. Sfântul Arhanghel. Nu numai atâta. Cronicile de peste munte, deci cronice de la Viena, spun că la 1650, deci în perioada asta se putea întâmpla oricând. Până în 1650. Până în 1650, în perioada asta, a dispărut trupul lui Mihai Voievod Viteazul. Chipul acesta ar fi fost luat din mormântul lui de niște traci și au fost duși în ce? În Dacia Transalpină. N-au spus valahi, niște traci. Pentru ei de acolo traci erau cei care au de dincolo de Dunăre, de dincolo de munți, în Dacia Transalpină, nu, în Valahia, pardon, în Valahia Transalpină. Valahia Transalpină. Deci el avea conștiința că și aici era o Valahie, dar acolo mai era o Valahie Transalpină. În consecință putem ridica la rang de teorie, de teoremă chiar, ipoteza că acel trup găsit unic la Plăviceni poate să fie trupul lui Mihai Voievod Viteazul, că a fost găsit fără cap, fără spata dreaptă. Deci, topometrică din perspectiva medicilor criminaliști care au făcut măsurătorile, îl conduc la înălțimea de 2,5 m, exact cum era Mihai Voievod Viteazul. Probabil că în etapa următoare, dar noi mergem pe această inițiere simbolică a actului mare de unificare a capului cu trupul, pentru a da semn că
unindu-se capul cu trupul, e vremea ca românii să-și unească și mintea sau să-și intre în minți ca să pună trupul națiunii în mișcare. Deci când se va întregi capul, trupul întregitorului... Atunci poate se va întregi și neamul nostru în toate pământurile pe care el le-a păstorit. Wolfgang de Bethlen este cel care în Cronica Transilvaniei a adus această informație, completând cronica, istoria Transilvania lui István Zamoskezi, de la 1600, care a fost contemporan cu Mihai Viteazu, a acumulat informații suplimentare și dă și sursa, Wolfgang de Bethlen, Mihai... Nu mai știu cum. Deci, în orice caz, în cronica lui spune de unde a luat informațiile suplimentare. Printre aceste informații o enunță și pe aceasta, că după un timp trupul a fost dus în Valahia Transalpină. Ciudat că istoricii nu iau în considerare informația, o consideră neverosimilă, deși toate celelalte informații din cronica lui Wolfgang de Bethlen sunt luate în considerare. Fac apel pe calea aceasta, poate, nu știu, Mina Minovici, Institutul de Criminalistică, oameni de bună credință. Într-adevăr, sunt costuri. Dar haideți să scăpăm o dată de această strângere de inimă și să facem să încrucișăm ADN-ul acestor oase. Cu cel al mamei lui. Cu al mamei lui Teofana, care este îngropată la Cozia. La Cozia. Sau, dacă riscăm și treaba aceasta, riscăm și treaba aceasta, să facem ADN-ul încrucișat cu capul de la... Am impresia că, nu știu de ce, nu, am impresia că s-a făcut... Dacă eu am depășit momentul ăsta, ascultați-mă mâine că e bine. Și vom demonstra că a venit vremea, a venit și timpul istoriei nu așteaptă. Dacă nu intrăm în această fereastră de oportunitate, în această deschidere de flanșă istorică, pierdem iarăși încă un secol. Avem aici, începem așa, aprecierea și solidaritatea necondiționată. Așa a spus ambasadorul Clem ieri la un interviu dat televiziunii americane. L-am felicitat pentru cuvintele minunate spuse față de poporul meu. M-am dus și i-am strâns mâna. Vă mulțumesc pentru minunatele cuvinte pe care a spus față de poporul meu. A spus clar, avem un parteneriat și suntem necondiționat alături de poporul român. Ambasadorul Hans Klemm. Doi, avem garanția aplicării acestui tip de solidaritate în plan operativ. Avem o stare efervescentă de dorință națională de a termina cu răul din noi și zoaiele care au fost aruncate pe istoria și pe conștiința noastră. Există o mișcare interioară extraordinară în rândul preoților, în rândul învățătorilor de la țară, a profesorilor. Există această stare? Un singur lucru trebuie să facă. Aruncați teama din voi. Exprimați-vă fără frică. Învățați să spuneți nu minciunii și lașității. Asta trebuie făcut. Ei, în asemenea condiții, n-au cum să ne biruiască nimeni. Vă spun eu. Adevărul va ieși la iveală. Mai ales că avem și acest reper fundamental, care este Mihai Viteazu, care va fi celebrat, stimați telespectatori, peste câteva zile, pe 9 august, la Mănăstirea Plăviceni. Vă invit pe oricine dorește să vină acolo. Veți vedea de ce. Domnule general, emisiunea noastră a luat sfârșit. Da, dar gândurile continuă să fremete. Cum spune, să fremete sau să freamăte? Sunt acceptabile amândouă da, formele astea. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea, a fost o încântare, sper să vă mai văd mulțumesc în această emisiune. Și să mulțumim celor care ne ascultă la acest sfârșit de zi, la ceas de seară, și când auziți că mai venim, repede să vă uitați, vorba cuiva, că nici nu știți ce pierdeți. Stimați-le spectatori, emisiunea noastră a luat sfârșit, ne revedem săptămâna viitoare. Dar până atunci, nu uitați, ca să fii român, trebuie să poți. La revedere! Ioane, 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 ai murit ca milioane, Ioane, trupul ți l-au frânt, Ioane!